Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnul ăla de unde era? Cred că de Râmnicu Vâlcea, de undeva. Era să-i stea Pit Palacu când i-a greșit. Fiscul i-a greșit impozitul la mașină. S-a dus omul să plătească. Așa. Nu prin ghișeu.ro, s-a dus să plătească la ghișeu. Nici asta nu cred că plătește prin... Sau se duce la coadă, stă și cu că telefonul pe ghișeu.ro plătește. El verifică, așa-l văd, da. El verifică pe ghișeu.ro cât are de plată. Și se duce și la... Se duce. Da. Da. Așa. Deci, stai, revenind. Deci domnul s-a dus să-și plătească impozitul, i-au zis că are de plată 2385 de lei. Mamă, dar ce mașină avea? Păi asta era, leși în palpitații, s-a indignat omul, ce ați făcut, nu știu ce. Îl încadraseră la altă capacitate cilindrică. Deci îl încadraseră la motor de 3000 de centimetri cubi și avea de 2300. Și asta m-a făcut să verific încă o dată diferențele de impozit pentru capacități cilindrice. Sunt foarte mari. Știu și din proprie experiență. Am avut o dată o mașină de 2500 de centimetri cubi, Subaru, avea 2 litri jumate. 2498, ca așa le fac să nu fie. Erai băiat. Da, și plăteam 1000 de lei pe an impozitul. Păi da, la 2498 nu te încadrezi la 2000, că nu mai știu cum era. Nu. E 2000-2500, sunt niște praguri. Aha. Eu eram sub 2500. Și aveam de plătit 1000 de lei. Și mi se părea foarte mult, pentru că toți colegii erau cu mașini sub 2 litri. Cum sunt toate motoarele? Mare și majoritatea motoarelor sunt sub 2 litri. Sub acum ați un litru în 3 cilindri. Un litru, da, majoritatea. Ca să verific. Deci, ca să vedeți diferențele și cum sar. 500 de centimetri cubi, dacă mai există mașini Tico. 500 de centimetri cubi, 25 de lei pe an. 1000 de centimetri, 50 de lei. 1360, mă rog, mai mult sau mai puțin, pe acolo, că diferă de la localitate la localitate. Dar cam astea sunt pragurile. Mașină de 2000 de centimetri, cât am eu acum? 1998. Aia e 2 milioane, 210 lei. Da. Dar după aia, deci 3000 de centimetri, 2500. 4000, deci 4 litri, motor de 4 litri, 6700. Motor de 6 litri... Cine are? Am un vecin, sunt niște Forduri Mustang, cred, care au motoare de 6 litri în România. 10.000 de lei pe 2000 de euro, practic. Da, 2000 de euro. Băi, o treabă, adică, știi, dacă vezi pe cineva cu un motor de ăsta uriaș, te întreb dacă plătește și impozitul pentru motorul ăla uriaș. Pentru că nu prea e de ales, adică nu cred că e opțional să plătești impozitul. Ba, eu cred că pentru unii este foarte opțional. Cred că câștigă mașina la barbut și pun benzină de 50 de lei și nu plătesc impozitul niciodată, corect, și o pierd la barbut din nou. Și dacă bine, e zici, mamă, ce de bani... La motorul ăsta, dacă bagă de 50 de lei, doar o parchează. Da, sau așa, da. Bun, și mi-aduc aminte, aveam un amic. În urmă cu mulți ani își cumpărase o mașină nemțească, era foarte mândru de ea, 4 litri, mă rog, 4000 de centimetri cubi. Și a fost foarte fericit cu ea, mamă, ce frumos sună motorul, și adevărul că suna bine, era 4 până litri aspirat, până a venit impozitul, după aia nu găsea pe nimeni să o vândă. Logic. Mă întreba și pe mine, mă, nu vrei, o dau ieftin, nu, e foarte mișto mașina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.